Și 40 de minute, mulți ascultători sunt deja la volan și au auzit despre aceste măsuri din codul rutier, acest update adus codului rutier care prevede, bineînțeles, și condusul agresiv, un condus care era practicat în România, dar care nu putea fi sancționat ca atare. Bizoniada. Exact. Ca să lămurim lucrurile, să-i spunem bună dimineața lui Tavi Perțe, agent de poliție circulație, dar și vlogger, vă mulțumim că sunteți cu noi în dimineața asta. Bună dimineața, mulțumesc de invitație. Vă salutăm. Pentru început să lămurim, sunt în vigoare aceste modificări sau urmează să intre în vigoare? Deci se mai poate conduce agresiv prin România sau nu? În mod normal nu se mai poate, pentru că legea ordonată de urgență se împarte în două articole, în două sancțiuni și prevederi, cum ar veni, și prevederile efectiv au intrat în vigoare în data de 31, da, interdicția de a se conduce agresiv. Doar că încă nu se pot aplica sancțiuni contravenționale până în 27 februarie. Legiuitorul a lăsat un termen de 30 de zile pentru a se putea face aceste dezbateri, pentru ca șoferii să ia la cunoștință, să putem și noi să intrăm în direct, să aducem la cunoștință ce și să ce se calmeze. Această... Să exact, se calmeze exact. Și ei, da, să fie mai liniștiți. Deci doar avertisment puteți da în această perioadă de 30 de zile. Deci contravenții nu se pot aplica deloc. În cazul în care se întâmplă accidente, se poate cerceta ca infracțiune fapta, dar deocamdată până în 27 februarie nu se aplică contravenții, pentru că nu au intrat în vigoare și contravențiile, doar prevederile. O să se mute bătăile astea din stradă, știi, când se certau șoferii, o să mute în online. Să intri mâine la 11 să vezi. Chiar prin aceste amenzi îi atingeți și pe cei care duc lupte în trafic, efectiv lupte, coboară din mașină și blochează traficul, se iau la bătaie? Există? Crosa de golf? Nu. Este o diferență între atitudinea conducătorului auto în trafic pe care o face cu autoturismul, în speță anumite manevre, slalom printre mașini, de exemplu, sau derapaje controlate, sau flash-uri, care au legătură strict cu în trafic, cu calitatea lui de conducător auto, dacă se dă jos și distruge mașina cu pumnii, cu picioarele, aruncă cu pietre sau amenință, cu pistoale, cu săbii, cum s-au întâmplat situații. Sau crose de golf, bate. Să spunem lucrurilor pe nume, că se joacă și golf, exact. În România, nu e rușine. Atunci faptele reprezintă infracțiuni de lovire, de amenințare, de distrugere. Deci în momentul în care deja nu mai are legătură cu calitatea sa de conducător auto, nu mai vorbim de o contravenție de comportament agresiv, așa cum o prevede. Am lămurit-o. Noua lege. Haideți să luăm niște situații de trafic. Să ne imaginăm o situație pe autostradă, o mașină vine din spate, dă flash-uri, face slalom. Cum aplicați amenda? Trebuie ca un agent să constate aceste lucruri sau cum poate fi el sancționat în momentul în care face aceste lucruri? În principal, conform legii, sancțiunile la codul rutier se constată direct de către polițistul rutier. Dar asta când vorbim de contravenții simple, pentru că dacă vorbim și de un accident, de pagube materiale, bineînțeles că se ca la orice alt accident, nu este polițistul prezent la accidente de circulație și constatarea se face pe baza probelor administrate. Declarații de martor, camere de bord și inclusiv urme lăsate la fața locului. În cazul în care nu există un accident de circulație, se poate constata și prin alte mijloace, dar aici nu este o garanție că absolut toate faptele vor fi sancționate. Dacă până acum, neavând această lege, și dacă puteam să dovedim fapta, dacă aveam probele necesare, nu aveam text de lege prin care să aplicăm măsuri legale, acum avem și rămâne la aplicarea... Să presupunem, da, deci avem două situații, că cel care este flash-uit din spate are cameră de bord, dar și dacă are cameră de bord, da, de obicei o are în față, deci n-ar putea să demonstreze că cel din spate dădea flash-uri, dar se presupune, sunt unii care au și pentru lunetă și să presupunem că există înregistrare video că a dat flash-uri. Cu acea înregistrare video poate să vină la poliție și poliția să-l sancționeze pe cel care a condus agresiv în felul acesta? Da, poate să vină. Eu recomand să se trimită camerele de bord la poliția din zona competentă, teritorial, din județul respectiv unde s-a întâmplat fapta, urmând ca polițiștii care se ocupă de caz să stabilească dacă sunt sau nu toate probele necesare și îndeplinite toate condițiile legale în vederea sancționării. Dacă sunt, și din ce am văzut eu în lege, probabil 80% din cazuri și din experiență vă spun, probabil vor fi probe, nu în toate flash, pentru că este foarte important să
chiar dacă omul a dat flash-uri, cel din spate, conductorul auto, este important să fie niște flash-uri nejustificate, de exemplu. Este acest cuvânt în lege, da? Spune nejustificat. De exemplu, noi nu avem voie să ne deplasăm pe banda 2 dacă banda 1 este liberă. Și atunci trebuie să eliberăm banda 2. Deci stați ca să o lămurim aici, că mi se pare important. Deci dacă cel care este flash-uit e pe banda 2 și banda 1 e liberă, poliția nu-l va amenda pe cel care a dat flash-uri, pentru că motivul a fost, băi, mergi mai încet, dă-te la o parte. Exact, pentru că trebuie să ocupăm banda 1 dacă este liberă. Dacă banda 1 este ocupată și tocmai s-a angajat celălalt în depășire și n-a apucat să termine depășirea și vine altul din spate cu o viteză mult mai mare, bineînțeles că este nejustificată fleșuirea și atunci polițistul va aprecia în funcție de imagini și de probe și de tot ce ancheta pe care o face polițistul, dacă aplică sau nu sancțiunea. Dar v-am spus, nu doar prin simplu faptul că a dat 2-3 fleșuri, neapărat se aplică și sancțiunea, dar în principal, din experiență vă spun, că 80% din cazuri cam aici se ajunge, da? De, în urma acestor flash-uri au loc și niște discuții contradictorii, niște semne obscene, celălalt vine, face o frână brusc, îi pune o frână brusc în față și de regulă lucrurile degenerează și atunci se poate aplica o sancțiune. Doar pentru simplul fapt că s-au dat două flash-uri, conducătorul auto s-a tras pe banda 1, iar celălalt s-a dus și s-a văzut mai departe, nu cred eu cel puțin că sunt îndeplinite condițiile sancționării. Vreau să vă întreb ceva care are ca punct de plecare feedback-ul ascultătorilor noștri. Când am discutat de aceste măsuri, mulți au reacționat la modul, domne, șmecherii o să-și vadă în continuare de treabă, pentru că poliția mereu are grijă să ignore tot pe noi, cetățenii de rând pică. Acum că ați pomenit dumneavoastră că există text de lege, va fi și poliția mai atentă la acești oameni care pleacă cu scârții de roți, care... Și poate mai prezentă în trafic. Adică vă ajută textul ăsta de lege într-adevăr să-i sancționați pe cei care fac tot felul de năzbâtii în trafic? Da, ne ajută textul. Referitor la prezența echipajelor, nu știu, nu depinde de mine și modul de organizare al polițiștilor, dar cel puțin eu și unde am mai discutat și cu alți colegi, suntem încântați de modificările care s-au făcut, nu doar cu șicanarea, pentru că s-au dus și pedepse complementare mai mari pentru depășirea limitei de viteză, pentru neoprire la barieră, la cale ferată, inclusiv pentru comportamentul agresiv. Amenda este de 580 de lei și se reține permisul de conducere pentru 30 de zile. Da, ne ajută pentru că, de regulă, aceste persoane care plecau cu scârțituri, așa cum se spune da, pe internet și popular, plecau de pe loc cu scârțituri sau ambalau motorul, inclusiv ambalarea motorului. Știți că era o problemă cu motocicliștii vara. Oamenii făceau foarte multe reclamații la poliție, vă spun asta din experiență. Deja de prin iunie, de prin iunie până prin septembrie, aproape săptămânal aveam 2-3 plângeri scrise, nu mai vorbesc și de apelul 112, când oamenii sunau că nu puteau să doarmă din cauza motoarelor turate. Ei bine, această faptă este sancționată acum. Dacă până acum noi nu puteam să facem mare lucru, dădeam o sancțiune la legea 61, în cel mai rău caz, pe care era 200 de lei și era 100 de lei efectiv plătit în jumătate din minim, acum nu mai este așa, pentru că se reține și permisul de conducere pentru 30 de zile. Și ce spuneam de comportamentul agresiv, dacă amenda unii o plătesc, unii nu o plătesc, când e vorba de permisul de conducere, mulți sunt foarte, foarte atenți și țin foarte mult la asta, cu siguranță. Haideți să vorbim puțin și despre slalomul printre mașini, că a fost și acesta menționat la condusul agresiv. Dacă acest slalom este făcut, să spunem, folosind semnalizarea, respectând viteza legală, dar într-adevăr, mișcarea este stânga-dreapta, stânga-dreapta, el poate fi sancționat în vreun fel? Cum se poate demonstra că este un slalom dacă e o schimbare de bandă făcută legal? Păi slalomul, acum rămâne și la aprecierea polițistului. Slalomul, legea spune schimbarea consecutivă a benzilor de la stânga la dreapta cu scopul de a depăși șirul de vehicule din fața sa. Deci dacă nu este făcut o depășire regulamentară, da? Se depășește prin stânga și după care se revine pe banda 1 și se continuă deplasarea pe banda 1, aici sunt mai multe exemple care au fost și pe internet. Dacă efectiv este să fie mai multe manevre, nu doar
stânga, adică schimbarea unei singure bere. Uh-huh. Trebuie să fie stânga-dreapta, de mai multe ori. Bineînțeles că asta rămâne și la aprecierea polițistului, dar cel mai mult pentru a se lua sancțiunea este să reiasă comportamentul agresiv. Deci, una este să fac acest slalom pentru a evita dacă îmi sare, nu știu, eu o groapă în fața mea sau mi-a sărit un copil și se vede pe camera de bord că mi-a sărit un copil sau am avut o groapă sau ceva în față. Și alta este să vedem că omul efectiv, conducătorul auto despre care vorbim agresiv, se plictisea, mai dă și niște claxoane, mai dă și niște flash-uri, mai face și un semn obscen și atunci efectiv pune în pericol ceilalți participanți la trafic prin manevrele sale făcute la limită și având acest comportament agresiv, că despre asta vorbim. Spuneți-mi, poliția se poate și autosesiza, pentru că nu toți cei care înregistrează astfel de manevre în trafic se duc la poliție. Unii le postează pur și simplu, le aruncă pe YouTube acolo, fac vizualizări și să spunem că ele ajung virale, ajung și la poliție. Poliția se poate autosesiza în astfel de cazuri? În lege, în codul rutier și în OGD privind contravențiile, nu prevede modalitatea de a se autosesiza poliția, ci prin constatare directă. Dar, bineînțeles că există și alte temeiuri legale pe baza cărora polițiștii au dreptul să verifice orice aspecte apărute în spațiul public și nu numai. Se fac verificări, iar ulterior, dacă se constată încălcări ale legii și sunt dovedite și există toate mijloacele de probe, se iau măsuri, dacă nu, nu. Deci, într-adevăr, da, au polițiștii această posibilitate. Mașinile de poliție mai au voie să pornească sirenele până când trec de o intersecție și apoi să le oprească? Ce spune nou cod? Legea nu prevede modificări cu privire la... Cum scrie aici, folosirea repetată a semnalelor sonore și sau luminoase de natură a obligat nejustificat conducătorul de vehicul care... Da, am înțeles gluma, da. Nu e o glumă, tocmai stați un pic inspirată din fapte reale. Da, nu se referă la poliție. Nu, dacă polițiștii fac treaba asta doar cu scopul de a fenta la semafor, vor fi sancționați pentru folosirea abuzivă a semnalelor cu... De colegi. Da, se fac sesizări, se fac anchete și vor fi sancționați. Dar atenție, deci sunt două modalități. De exemplu, dacă folosești semnale acustice și luminoase la intersecție, dar tu ești în misiune, de multe ori nu le folosești. Dacă este coloană în fața mea și eu n-am pe unde să trec, este blocat tot traficul, eu de multe ori le opresc tocmai ca să nu stau cu luminile și cu semnale acustice în spatele șoferilor. Ei unii intră în panică, trec pe roșu și risc eu să produc accident dacă urgența mea nu este scurt, foarte scurt, încă situația de trafic, la semafor, culoarea verde, cel din față nu pornește, cel din spate claxonează. Este un gest agresiv sau nu? Din ce am citit eu în lege aici, nu consider că este un gest agresiv dacă se limitează strict la un claxon de a-l atenționa, să-și ia ochii din telefon cum se întâmplă de obicei, sau poate este prins de discuția noastră de la radio și nu mai vede culoarea semaforului. Dar dacă efectiv este o șicanare cu scopul de a-l mai merge și spre el aproape cu autoturismul, în sensul de a pune presiune și, repet, mai dă și claxoane, și flash-uri, și arată și semne obscene, bineînțeles că se poate... Trebuie să fie un pachet. Și claxonul ăla trebuie să fie de bun simț. Scurt, trebuie să fie ceva. Un bip! Mulțumim mult pentru explicații. Ce Tavi Perțea, agent Poliție, Circulație și vlogger, îl găsiți pe YouTube pe Tavi Perțea și îi mulțumim că ne-a explicat astăzi cum stă treaba cu codul rutier și modificările care, iată, au intrat în vigoare, dar nu se aplică sancțiuni până pe 27 februarie. Doi matinali și jumătate. Un serial fără jumătăți de măsură. Ca să